nu-i nimic cum pur și simplu se întâmplă. Deci toate lucrurile au ceva. Deci nu-i nimic în zadar. Totul e bine organizat. Dumnezeu, și deci, viața noastră. Tot ce îngăduie este planul lui și spre binele nostru. Mă uit acum cu fratele Andrieș, păstorul de la Buna Vestire din Chișinău, care păstorește cu fratele Vasile și cu alți pastori, cu fratele Vasile Filat. Deci îți menționez că m-a ajutat el, cunoaște pe fratele Vasile, dar nu cunoaște și pe fratele Andrieș. Și mi-a dat un gând el într-o zi și m-a zidit pe mine, mi-a răspuns așa la o întrebare destul de îngustă și cred că să vă fie interesant să ascultați discuția și răspunsul poate la întrebarea aceasta. Cum omul înțelege că asta trebuie să facă în biserică? Că de obicei mulți creștini văd ceva și spun, ia ca biserica mea, dacă ar fi mai mult în cuvânt, mai mult în închinare, mai mult asta, sau ia că acolo lipsește, media nu e media, sau cu tineretul, nu e cu tineretul lucrarea asta. Ce înseamnă asta? Când are el așa o măcinare în suflet despre o anumit lucru? Ce ai răspunde la așa un om care, într-un fel, parcă vrea să schimbi ceva, dar totodată nu știi cum, da? Nu, are o măcinare. Are o măcinare. Nu știu dacă vrea să schimbi sau nu, el probabil nu se gândește, dar ți-am minte că ne-a spus mie un lucru interesant și aș vrea să-l dezvoltăm. Și poate să fii ziditor și pentru alții. Da, deci foarte interesant, noi când ne pocăim, Dumnezeu ne dă împreună cu roada Duhului, dar roada Duhului asta e un buchet, da? Asta nu e ceva, e părți a strugurilor. Deci îți dă tot strugurul, da? Și roada Duhului începe cu dragostea și termină cu un lucru foarte important și care mulți acum îl neagă, stăpânirea de sine, da? Sau răbdarea, da? Sau îndelunga răbdare. Da? Deci cu asta se finisează, într-un fel, roada Duhului. Și împreună cu roada asta Duhului ne dă darurile Duhului. Și darurile Duhului mulți le încurcă cu talente. Asta nu are nimic una cu alta. Da? Talentul e talent și darul Duhului e darul Duhului. Dar un exemplu de talent și un dar de Duh. Da, foarte simplu poți, vă dau chiar pe mine. De exemplu, eu aveam talent înainte de a mă pocăi, eram lider. Și lider am de la grădiniță. Dacă vrei să înțelegi, deci eu la grădiniță avem brigada mea. Sau avem echipa mea de care eu îi direcționam, eu eram, cum spune, liderul de la grădiniță. Apoi, la școală, eu am fost șeful clasei. Da? Deci șeful clasei nu-l pune pe unul așa care... Da, da. Deci iar priveau întotdeauna profesorii, hai, ăsta are talent de lider, îl pun pe dânsul lider. La universitate eram ales șeful grupii, da? Dar când m-am pocăit, foarte interesant că profesorii au observat schimbarea în mine și au zis că tu nu mai ești bun de șeful grupii, vedem altul și l-au pus pe altul în locul meu. Eu am devenit un om care din lider m-am transformat în slujitor. Deci eu căutam la tot slujesc. Căutam să împlinesc nevoile altora. Dar liderul nu tot e și slujitor? Nu, liderul îi dă direcții, da? Slujește, dar el mai mult, eu eram mai mult cu direcții, da? Deci, pe lângă, eu vă spun de talent, da? Și uite, după asta, eu am devenit mai mult, sau roada care a început să vadă și să manifeste în darul meu, era tot ceea ce aveam, foloseam în slujire. Deci am plinit nevoile altora. Și mai puțin deja în a comanda, da? Deci, dar mai mult a căuta să împlinesc nevoile celor care organizau, care vroiau să facă ceva în, în biserică și în societate. Da? Și foarte interesant că asta imediat au văzut-o și cei din afară și cei dinăuntru. Acum mulți au problema să cunoască darul ăsta spiritual, da. Este un studiu foarte bun, Darurile Spirituale, scris de Precept. Puteți să-l studiați, o să vă ajute foarte mult studiul acesta.
Dar în Google sau în descriere punem link, daruri spirituale. Daruri spirituale, da, un curs studiu extraordinar daruri dacă că doriți și nu îl cunoașteți, da? Uh-huh. Dar ca mai repede să-l înțelegeți și să-l cunoașteți, știți cazul ăsta cu David și judecata care o face el cu privire la istorioara care eu prezint Nathan. Și atunci el nu se vedea pe sine, dar dintr-o parte o judecat lucrurile, da. Așa? Deci noi de multe ori așa în biserică nu ne vedem pe noi. Dar judecăm lucrurile. Judecăm asta foarte făcut, bine, asta, da? Nu-i bine. Da, asta. Da, da. Dar anume, uite, e foarte interesant că nu toți văd lucrurile astea. Deci doar tu vezi că e nevoie de asta, de asta, de asta, dar de ce tu vezi? Pentru Dumnezeu asta ți-a descoperit. Uh-huh. Dar de ce ți-a descoperit ție? Cum? Adică prin Duhul care este în tine. Uh-huh. Asta e darul tău. Deci asta e nevoia care trebuie împlinită. Că în biserică, noi când venim, ce este biserica? Biserica este dragoste, dar cuvântul dragoste înseamnă a da. Nu a primi. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să dai. Să iubești. A iubi înseamnă a da. Dragoste mulți pricep că eu vreau dragoste, să mă iubească. Să primesc. Da. Eu am dragoste. Nu, asta e o mare greșeală. Dragostea da? E da. Da, da. Deci, eu și spuneam, zic, că dacă iubești cineva, ești mai fericit decât cel care este iubit. Tot pământul este iubit. Toți oamenii de pământ sunt iubiți de cine? De Dumnezeu. Dar sunt fericiți? Nu. Nu sunt fericiți. Pentru că sunt iubiți, dar nu sunt fericiți. Da. Dar când începi ei fi fericiți? Când ei iubesc. Când da? Ei încep să iubească. Uh-huh. Da. Cine sunt prea fericiți? Care sunt iubiți și iubesc. Da? Și sunt prea fericiți. Da? Deci, noi în biserică, când vii cu gândul că vreau să primesc doar, asta nu e gândire matură sau gândire de un om duhovnicesc care și-a cunoscut darul Duhului. Și darul Duhului, dacă vrei să-l recunoști, deci, uite, când vezi o nevoie, asta înseamnă că Dumnezeu ți-a vorbit ție, asta e darul tău, apuc-te și împlinește nevoia asta. Uite, așa poți să-ți înțelegi mai bine în judecățile astea pe care le faci, pe care tu le vezi, care încerci a le aplica față de alții, să înțelegi că asta e responsabilitatea ta, asta e darul tău și asta e ceea ce îți vorbește acum ție ca să împlinești în trupul lui Hristos. Și asta o să fie răsplătit de Dumnezeu pentru tine. Dați niște exemple. Da, și e foarte important să crezi, să crezi momentul ăsta, da? Să crezi că trebuie împlinită. Deci eu v-am dat exemplul meu, da? Eu întotdeauna vedeam nevoia de a împlini. Iată, de exemplu, când m-am pocăit, se anunță la biserică că este nevoie de a ajuta la construcție, că atunci Iisus Salvatorul, la fel, a început construcția clădirii Biserica noi. Biserica Iisus da, Salvatorul. Da. Și eu m-am pocăit la Palatul Național, am mers la Biserica Iisus Salvatorul pentru că acolo mergea prietenul ăsta meu și astfel am rămas acolo și am început să mă implic. Deci când s-au anunțat uite nevoie de ajutor, eu am mers ca să ajut acolo la construcție. Da? Și ca să înțelegeți din 1000 și ceva de membri, noi eram acolo, hai, maxim 10 dacă veneam. Și majoritatea cei care noi născuți sau pocăiți, care da, acum curent sau care nu de mult s-au botezat, da, veneam la ajutorarea asta. Și foarte interesant că oamenii din biserică au văzut asta, că asta pe urmă se vede și m-au înaintat ca diacon. Da? Dar diacon ce înseamnă? Responsabil pe lucruri de ajutorare. Da, de ajutorare. Da? Deci uite, asta ei au văzut la mine, asta au și înaintat. Așa? Apoi, în lucrarea pe care ne cheamă pe noi Dumnezeu, El ne dă de ce este nevoie anume la moment în trupul lui Hristos. Și atunci când noi rămânem doar la judecată și nu mergem să împlinim nevoia asta, noi practic rămânem fără răsplată. Pentru Dumnezeu găsește pe altcineva și oricum Dumnezeu împlinește nevoia, dar tu rămâi fără răsplată pentru că de atât aș spune că nu judecați ca să nu fii judecat. Judecați ca să împliniți ceea ce ai văzut nevoia. Judecați în dragoste. În dragoste înseamnă în a merge și a împlini nevoia
nevoia dată, ceea ce ai văzut tu că trebuie împlinit. Și așa, mult mai repede o să-ți înțelegi care este darul tău spiritual. El poate fi mai multe. Da, poate fi mult mai multe. Și poate fi și pe sezonul vieții, da? Adică pe de obicei Dumnezeu spune că în cuvântul său, cine este credincios în lucruri mici, îi se dă lucruri mari, așa? Deci cu asta se începe, cu un dar, pe urmă Dumnezeu îți oferă următorul și dacă te vede credincios în darul care ți l-a dat la început, de exemplu, da? Și n-ai rămas doar la judecată, dar ai mers și ai împlinit nevoia asta, ai văzut că e o nevoie și ți-ai arătat dragoste, adică te-ai dăruit. Și ai împlinit nevoia asta, Dumnezeu ce face? Îți mai dă alt dar, de atât am ajuns apoi să fiu ordinat ca și păstor, da? Și așa pot acum să împlinesc darul ăsta de slujire și de coordonare, pentru că lucrarea asta care acum a fost nevoie de a o împlini, nu doar era nevoie de a sluji, da? Dar anume și de a coordona toată echipa, toate lucrurile, oamenii, deci și asta iarăși o face Dumnezeu. Poate fi sezonul bisericii, care are nevoie biserica anumit în momentul ăsta de anumite daruri și tu aplici darul, poate Domnul descoperi că poți și lucrul ăsta face. Poate fi sezonul vieții, cu apărut copii și anume apare alte daruri. Poate fi și așa ceva? Da, am văzut în scripturi că darul, de exemplu, vorbire în limbi, a fost folosit anume la momentul doar când era nevoie. Da? Pe urmă, omul nu mai folosit darul ăsta, de exemplu, da? Cred că, iată, chiar acum, eu rusă am învățat-o la grădiniță, așa ca să înțelegeți cunoștința mea de limbă rusă, da? Dar când o trebuit să le vorbesc din scripturi în rusă la vorbitori în rusă, deci eu m-am mirat singur de mine cât de bine și cum liber le-am vorbit cu cuvinte din scriptură care nici, cum spune, poate nici nu le știam. Da, deci... da, niciodată nu le-a auzit sau nu că le-a auzit, nici nu le-a pronunțat. Da. Și atunci, uite, asta face Dumnezeu. Și eu mărturisesc, tot cu limba rusă n-am prietenit foarte bine ultima vreme. Dar soția mea, deloc, ei a fost interzise rusa în copilărie. Și când au venit la evanghelizare, dar tu traduci mai bine ca mine în unele momente. Șopte cuvintele de traducere. Asta e Cătălina, soția mea, care nu putea vorbi în rusă. Da. Ok, da. Super. Dar ce spuneți de darul de evanghelizare? Sau e dar, e talent? E... Deci, dacă ne uităm în cuvânt, acolo la Efeseni, Dumnezeu spune că a lăsat, în primul rând, apostoli, a lăsat învățători, păstori și când te uiți la toate acestea, parcă care sunt oamenii ăștia pe care i-au lăsat? Că nu spune diaconi i-au lăsat, nu spune slujitori, parcă tu, când te uiți, care e acolo ideea? Învățători, da? Adică o lăsat și o pus ca temelie, ca stâlp învățătura. Da? Pentru că învățătura pe asta și se bazează. Tu poți, cum am zis, să faci lucrări frumoasă. Dar ele, dacă nu-s bazate pe învățătură, ele așa și rămân doar frumoase. Dar faci lucrări care vrei să rămână pentru veșnicie, trebuie să le faci după învățătură, deci bune. Și atunci, baza la tot ceea ce stă ca desăvârșire mai departe a Sfinților, este învățătura. Da? Și învățătura anume în toate domeniile. Da? Și în slujire, și în... Deci învățătura cuprinde toate domeniile. Pentru că unii spun că e multă învățătură, obosește trupul, da? Dacă privim în context la scriptură despre care învățătură obosește trupul, învățătura asta filozofică, adică omenească, da, lumească, asta da, obosește trupul. Dar învățătura duhovnicească, ea nu obosește trupul, ea invers, te face plin de râvnă la fapte bune, te face un om care deosebește bine de rău și îți dă nădejde. Cum am spus, când le-am adus învățătură la oamenii aceștia disperați, plini de frică,
Învățătura anume a făcut ca ei să mulțumească și spună că, o, gata, plecăm mai departe cu totul, cu alt gând, cu altă privire și cu altă înțelegere a lucrurilor decât cum am fost până acum. Da? Nu fapta mea bună că le-am oferit mâncare și băutură, ei o înțeles asta. Da, ei au văzut într-un fel în asta dragostea sau primirea țării noastre și ieri la televizor spunea președintele Uniunii Europene care a fost la noi, spunea că Moldova e pe locul întâi cu privire la primirea refugiaților, pe cap de locuitori, să da, da? Deci, da. În contract, deci în contractul ăsta, în contrastul ăsta, da? Și anume, aici oamenii și-au arătat dragostea sau primirea, anume, cum am spus și noi, la moment, nevoia cea mai importantă, da? Uite, când ieșeau, deci important, uite, pe urmă, mai departe, ei aveau nevoie de călăuzire, da? De ceva care să-i convingă că tot o să fie bine, că pe dânsul o să-i duc, că nu o să-i lăs aici, că mai departe, și deja practic știau lucrurile astea, că moldovenii le dă o cartelă când întru, că le dă un ceai, că îi primesc, că îi duc mai departe, și când treceau, de exemplu, vinea un transport, ei deja știau că e gratis, nimeni nu le spunea, deci ei vineau cu gândul ăsta. Dar asta rămânea doar până la următorul pas. Aha, dar mai departe, iară frică, iară. Dar când el a trecut vama, o dat de mine, eu i-am vorbit din cuvânt, el s-a uit în urmă, zic că da, dar Dumnezeu până amu, până aici tot m-a călăuzit. Mai departe, întâlnirea asta cu tine, tot Dumnezeu a făcut. Mai înseamnă că mai departe, Dumnezeu o să fie cu mine. Deci el cu gândul ăsta se duce, da? Și oamenii care au slujit împreună cu noi, foarte interesant că ei au văzut slujirea noastră și ei la fel fac acum mai departe, ei slujesc la ucraineni. Oamenii care n-au slujit cu noi, da? Care n-au văzut. Și caută de-a lor. Da, și caută mai departe de-a lor. Da? Dar uite, anume cei care au văzut dragostea asta, ei parcă s-au infectat de la noi și tot așa gândesc și fac mai departe. Și foarte mulți din ei au văzut în noi oameni de nădejde. Oameni care, cum? Iată mașina de zeci de mii de euro, da? Mașini scumpe. Na, documentele și ți-o las ție. Eu știu că tu ești om din credere, folosește-te. Deci, când a fi, a fi, las-o eu. Dacă nu, las-o. Deci ți-o las, ți-o încredințează pentru că a văzut în tine om din credere. Tot a pornit de la cuvânt, că ai spus cuvântul. Tot a pornit de la ceea că a văzut ceea ce îi spui tu lui cu fapta ta. Da, da? Cu fapta, combinat. Da. Deci, dumneavoastră evanghelizați și oamenii care necunoscuți, să se liberi, dar ce sunt, și eu cumva vreau să văd s-au observat două categorii de evanghelizare, da? Sau poate chiar trei, dar una când tu vestești cuvântul ca și păstor la oameni și este altă categorie de oameni care evanghelizează oameni necunoscuți, ei sunt incomod cu darul ăsta, adică cum? Ei simt că trebuie să spună, dar este incomod, da, și o să spună, da, cum o să spună, ei nu sunt păstori, ei nu mânuiesc cuvântul, nu știu bine la nivelul ăsta, cum știți dumneavoastră, dar ei tot parcă vor să spună cuvântul ăsta, parcă vor să-l... și baza Evangheliei, adică cea mai simplu să spună. Ce înseamnă când ei au dorința asta în inima lor? Să spună mai, deci, la mai mulți. De unde vedem un om care are darul de evanghelist? Omul ăsta, deci, ca unul care, uite, tu, de exemplu, ai avut o boală, așa? Și ai găsit leacul. Da. Și tu dorești să spui despre asta la toți. Da? Crede el, nu crede, tu spui asta la toți. Unul care s-a lecuit, de exemplu, el aici aș rămâne. El s-a lecuit și el la nimeni, că nu spune el nici, nu vrea să spună nici despre boala lui, nici despre că s-a lecuit. Deci el vrea să rămâi asta în taină. Da? Deci un evanghelist, el întotdeauna o să caute să facă cunoscut la toți oamenii. În primul rând, ați ducă la cei din familia lui, apoi la prietenii, la rudele lui. O să-i spună asta, da? Pentru că uite ce am găsit eu.
Și la oricare care merge pe drum și îl vede că are o problemă, dar toți oamenii au problema asta. Păcatul care îl apasă și de care el nu poate scăpa. Și tu știi soluția. Și asta trebuie să-i o dai. Da? Cu privire la păcatul care îl apasă pe om. Și asta, cel care are darul ăsta de evanghelist, el întotdeauna asta o scaute. Să transmită la oricine. Într-o leibus mergi, la oprire, la, deci unde nu te afla, când ai de-a face cu un om, la pieco, la, numai decât treci la subiectul poate ăsta. Poate fi și un introvert? Domnul se pune cel care așa mai timid, mai fricos, poate se pune să fie evanghelist? Mai timid, cum am spus, poate a avut, până acum au fost timid și fricos, dar după ce s-a pocăit, el devine un apric, cum spune, apărător sau evanghelist. Și avem doar în istoria bisericilor creștine evanghelice foarte mulți, chiar același Billy Graham, el nu era mare, cum spune, vorbitor, așa? Dar, uite, Dumnezeu a făcut o așa lucrare minunată, practic, eu cred că cel mai mare evanghelist din secolul nostru. Domnul să vă ajute să descoperiți darul care îl aveți, fie evanghelizări, fie păstor, diacon sau ajutorări sau oricare îl aveți, fie în sezonul acesta nevoie de biserică care este, fie nevoia sau sezonul vieții care îl aveți, Domnul să vă descopere darurile și le folosiți pentru înaintarea Evangheliei, pentru împărăția Domnului. Fiți binecuvântați!